Din anul 1950, în 7 aprilie, este celebrată Ziua Mondială a Sănătății. În acest an, ca răspuns la provocările reprezentate de conflicte, criza climatică și consecințele negative ale acestora asupra stării de sănătate, Ziua Mondială a Sănătății are ca temă Sănătatea mea, dreptul meu. Deputatul Liviu Ioan Balint, secretarul Comisiei de Sănătate și Familie din Camera Deputaților, a declarat cu privire la această zi. Sănătatea! Este un drept fundamental al omului, recunoscut în Constituția Organizației Mondiale a Sănătății din 1948, Declarația Universală a Drepturilor Omului, tot din 1948, și în alte tratate internaționale și regionale privind drepturile omului. Toate statele membre ale Organizației Mondiale a Sănătății au ratificat cel puțin un tratat care recunoaște. Dreptul la cel mai înalt standard posibil de sănătate fizică și mentală. Și în România, dreptul la ocrotirea sănătății este prevăzut în articolul 34, Dreptul la ocrotirea sănătății din Constituția României. Toți oamenii au dreptul la condiții de viață care să favorizeze sănătatea, la îngrijiri de sănătate care să vină în întâmpinarea nevoilor lor și la tratament demn atunci. Când accesează serviciile de sănătate. Implicarea liderilor politici în deciziile importante pentru sănătatea oamenilor și a comunității reprezintă una dintre cele mai importante acțiuni pe care decidenții le pot realiza pentru a asigura servicii de sănătate disponibile, accesibile, acceptabile și de bună calitate pentru toată lumea, pretutindeni și totdeauna. Multă, multă sănătate tuturor, Doamne ajută!